no, 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 no way. Not in a million. Get him off, get him off, get him off. Crash, who is that? Lonnie Loli? If the quantum masks have returned, then... Hey, Aku, how's it going? Is that a quantum rift? It appears to be a door between dimensions. Yes, yes, the kind we keep shut. We have to go through, find my siblings, and fix this before some putz with a big evil plan and a bigger ego does something monumentally stupid. Uka Uka unknowingly paved the way for our bright future. Once my rift generator is complete, dominion over all of time and space will be within our grasp! Engine Embryo, you had some little projects you wanted to tell me about? Master, my mechanical lava will hypnotize you and I! And my potion will make me and them unstoppable! Right, yeah, fine, sure. Have fun with your ray guns or whatever. Hasten your steps. By my calculations, our enemies are already moving against us, and we will prevail. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la mine pe canal. Eu sunt Florin Chivu. Continuăm seria cu Crash Bandicoot 4, nivelul 3 Real Grind. În acest nivel lucrurile devin puțin mai piperate, adică ni se adaugă o nouă mască la Nilonii și avem parte de noi mecanici și câteva cutii foarte bine ascunse. Vom avea nevoie de 153 de cutii, 80% din Wumpa Fruits și Hidden Gem. Dacă vreți să deblocați însă toate cele 6 diamante și aveți dificultăți de a atera nivelul sub 3 încercări și să spargeți toate cutiile, să știți că nu este nevoie să îndepliniți toate aceste condiții deodată, adică terminați o dată nivelul spărgând toate cutiile și mai jucăm o dată nivelul încercând să terminăm sub 3 încercări fără să vă preocupați de cutii la cea de-a doua încercare. So, we need the other masks to close the rifts? Correct. Now my brother Akano is around here somewhere. Welcome to the show, Dermir. Looking for your precious mask. Behold the aforementioned putz. Don't worry. We have a thing where we fight, he loses. It's a well-established dynamic. Not this time. I've got a backstage pass for you to get up close and personal with my weapon of mass percussion. I'm ready to rock. În acest nivel putem debloca și un trofeu spărgând un megafon din acesta cu fața lui NGO. Încercați să vă obișnuiți cu abilitatea măștii de a aduce platformele sau cutii din cealaltă dimensiune și să faceți salturile într-o anumită ordine. Dacă aveți probleme în a găsi cutiile, eu o să vă arăt pe ecran la fiecare checkpoint câte cutii ar trebui să aveți până în acel moment, așa că urmăriți cu atenție tot ce fac eu. Dacă tot nu găsiți toate cutiile, scrieți-mi în comentarii și o să vă ajut cu cea mai mare plăcere.
Ok, aici urmează o cutie destul de bine ascunsă. Săriți pe tomberonul ăsta și imediat aveți o cutie deasupra. Trebuie să aveți 25 de cutii. Aici ne lăsăm în jos, crouch și WX, sări pe platforma de fier. Spargem cutiile astea. Iar pentru cutiile nitro, nu trebuie să le spargem, nu le atingem. Le lăsăm la sfârșit, avem o cutie separată în care vom putea sparge toate cutiile nitro din urmă. Pentru că și ele se pun la countul de cutii. La acest checkpoint avem 32 de cutii. Înainte să intrăm pe șina ferată, trebuie să avem 40 de cutii, dacă nu mă înșel. Da, 40 de cutii. Săriți pe șină. Asigurați-vă că aveți cele 40 de cutii, altfel nu vă veți putea întoarce. Aici ne lăsăm în jos. Luăm cele 4 cutii. Sus, sărim, ne lăsăm în jos. Sus din nou, sărim, ne lăsăm în jos. Sus, jos, sus, jos. Ultima cutie, sărim și am ajuns la checkpoint. 56 de cutii, 53, pardon. Iar la următoarea secțiune aveți grijă, pentru că este o cutie sus. Săriți pe cutia cu semnul întrebări și țineți apăsat pe X ca să faceți bansul mai mare. WX și luați toate cutiile. Asigurați-vă că spargeți toate cutiile, săriți pe TNT. Iar după aceea trebuie să faceți un slam. Săriți și apăsați mai după aceea crouch. 68 de cutii, avansăm. Cutiile cu semnul exclamării puteți interacționa cu ele și aduc alte cutii în joc și sărim din nou pe șina ferată. Ieșim de pe șină cu 88 de cutii, 89 tot cu checkpoint. Iar în cele două cauciucuri de pe partea stângă este o cutie ascunsă. Intrăm în bonus level cu 90 de cutii. Un bonus level nu foarte greu, trebuie doar să vă jucați cu dimensiunile la timp ca să puteți ateriza pe platformă. Aici încercați să săriți pe cutia de sus. Țineți apăsat pe X ca să faceți bansul mai mare, nu uitați. Spargem aceste cutii. Și la fel mergem deasupra. Două de cutii. Aici eu am uitat un TNT în urmă, o să le iau acum. Costă 12 cutii când ieșim din bonus level și după cum puteți observa, s-a schimbat platforma asta de bonus. Vedeți în dreapta, la fel, în cauciucuri se află ascunsă o cutie. Aici o să mergem în partea stângă a măpii ca să mai putem să luăm niște cutii. Faceți-vă timingul bun ca să nu fiți lovit de o grenadă de maimuțoiul ăsta. Aici vă recomand să nu săriți pe TNT din prima, omorâți monstrulețul ăla, păstrați distanța
și ne apropiem de penultima secțiune a acestui nivel. Aici foarte important este o cutie ascunsă. Trebuie să sărim pe aceste cutii, mergem deasupra. Și acum sărim în partea dreaptă să luăm această cutie cu semnul întrebării. ...139 de cutii. Aici aveți grijă la acești rechin, faceți-vă timing-ul ca lumea. Așteptați, cel mai bine să nu vă grăbiți aici. Puteți muri foarte ușor. Și ne apropiem de partea cu The Hidden Gem. Aici trebuie să facem un slide jump. Sărim pe prima cutie, nu le spargeți din prima pe amândouă, da? Sărim pe prima cutie, ținem apăsat pe X și vom face bansul puțin mai mare. Spargem și ultimul megafon, spargem și cutiile de nitro. Și cam asta a fost și cu nivelul ăsta. Mie mi-a trebuit 13 încercări. Scrieți-mi, vă rog, câte încercări ați avut voi nevoie ca să terminați acest nivel, să luați toate cutiile. Eu vă mai aștept la mine pe canal. Pa, pa!